Varicela afectează în general vârsta preșcolară și școlară, însă pot fi afectați și adulții, mărturisesc medicii. În ultimele zile, 24 de copii au fost izolați la domiciliu din cauza varicelei. Cei mai mulți provin din creșele aflate în subordinea Direcției de Asistență Socială Târgoviște, aici fiind înregistrate 18 cazuri. 10 cazuri la creșa numărul 14, un caz la creșa numărul 13 și alte 7 cazuri la creșa de Gețica. Din investigațiile efectuate a rezultat că la nivelul unităților de învățământ preșcolar există 3 cazuri de varicelă, iar în cel gimnazial și liceal s-au diagnosticat alte 3 cazuri. Se remarcă situația apărută în cadrul creșelor, aici fiind înregistrate 18 cazuri. Varicela sau vărsatul de vânt este o boală foarte contagioasă și este frecventă la copiii cu vârste cuprinse între 2 și 10 ani. Primele semne ale bolii sunt febra peste 38 de grade, starea de oboseală și durerile musculare. Pentru a opri răspândirea bolii, Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița a declarat că se fac demersuri pentru dezinfecția spațiilor, se face triaj epidemiologic și sunt monitorizați bolnavii prin cabinetele de medicină școlară.